Salut, salut, salutare tuturor. Am venit cu Dan în Bali, într-o junglă aici. Glumim, suntem în Dâmbovița, Vălen de Dâmbovița, da? Să nu vorbesc prostie aici că tu ești cu GPS-ul. Așa că o să explorăm zona asta pe unde am fost ieri cu băieții. Bine, noi n-am fost chiar aici, am fost cred că mult mai în partea aia. Și încercăm să ajungem de aici, de la Vălen Dâmbovița până la Vulturești. Așa că stați aproape de noi, o să fie mișto. Știți ce se întâmplă, că sunt doar eu cu Dan. Parcă nu mai prostioare. Și-am găsit drumul ăsta puternic. Ne pare rău că n-am dat rec mai devreme, dar aia e, niciodată nu-i prea târziu. Nu aveam camerele fixate cum trebuie și cred că nici acum nu filmează la mea cum trebuie. Imediat o să verific. Dar mai întâi să vedem ce e cu zona asta. Că după cum vedeți, este foarte frumos. Așa. Bă, dar aici e mlaștină, bă! Ce spuneam? Și la Crăci avem mare grijă, că iar luăm un burduf. Ia uite pomul ăsta. Acum, fără exagerare, am glumit eu că de câte ori intrăm pe un drum nou e frumos, dar e frumos! Astăzi, la fel, o lăsăm mai ușor că suntem doar noi doi și un singur ATV-ul și nu vrem vreo boacănă. Mai ales că v-am spus în vlogul trecut că o să plec cu Joie și cu Petre în turul țării, frate, prin România, cu side-by-side-uri de la CF Moto. Și credeți-ne că nu ne mai asum noaptea, frate. Și cum să te ia, mă, că te gândești numai la treaba aia. O să fie super fun. Să stați aproape, dați subscribe, dați comentarii, haideți pe Instagram, că acolo anunț prima dată toate chestiile. Behind the scenes, tot acolo. Am oprit cu Dan acum la benzinărie. Să alimentăm și respectiv să facem niște modificări la suspensie. Cu această ocazie îi mulțumim domnului Petre, adică Autoran, că ne-a susținut telefonic. Faceți așa, dregeți așa. Și am întărit puțin ATV-ul pentru că ieri, când ne-am dat cu băieții de la București, am avut mici problemuțe. La modul că era mult prea bouncy acest ATV-ul. Să readă în toate încheieturile, frate. Și uite, nu aveam curat să fac chestia asta, dar ia uite, într-o parte, ia uite. Bine, aveam și Lada. Aveam în Lada aia să-mi bat picioarele, mai trebuia un porc. Era extra full. Hai să luăm pe aici. Uitați-vă și ce frumos e. Cred că ăsta e genul de drum care îmi place cel mai mult cu ATV-ul. Ăsta e. Nu știu ce am pățit în ultima vreme, că sudez override-ul ăsta aici. M-am obișnuit așa, cum l-am dat? Cum l-am dat în low, cum sudat? Efectiv, involuntar. Cred că îi pun niște poxipol. Sau vorba ta, mă, dacă îl legi cu bandă, el e tot timpul activat. Frumos și azi, și ne gândeam dacă să ieșim sau nu. Trebuia să vină și Andu cu noi, n-a venit și am ajuns la drum iar. Și aici facem ghișce. Eu zic dreapta. A zis, mă, și el tot dreapta. Am zis am doi în același timp, eu am zis ușor. Hai să verificăm suspensia. A, nici nu mai trebuie, e nu, e tare. Altceva. Băietul meu frumos. Wow. Totuși se simte mai rigid, adică era mai confortabil. Doar aia pierzi, confortul ăla pe aici. Nu aici ne-am oprit noi cu băieții și am zis holcim, nu? A, nu, că nu se vede. Sunt momente în care, nu știu, zic că cunosc drumul. Seamănă, da. Paulu. Am început să ne mai zic nici eu luta când dau de Crăci, că nici el nu zice mie niciodată și ieri mi-a dat daună pe ochiane. Așa că să vadă și el cum e. Aute, frumos, așa, pe mijloc. Cât mai ATV un alt, pentru că plănuim să-l lăsăm mai jos. Ia, oprește aici, în vârful, de tot. Opa. Ăsta e. Bă, ce ți-am zis, mă? Ai fost aici? Aici am fost noi cu băieții. Uite, și am zis holcim. Care veți, ieri? Nu, acum câteva zile. Când nu? Vorbesc de la modul cel mai serios. Când am fost cu, numai, stai să-mi iau aminte, cu Codruț și nu mai știu cine cu a fost. Cu Codruț, atât. Ok, și aici ne-am oprit și am zis, iete-mă, holcim. Și ne-am mers încolo. Și am mers încolo, dar acolo cunoșteam eu drumul. Păi da, și mie mi se părea ceva, dar n-am intrat prin pădure, am fost pe alte. Și de acolo, am pe acolo, ajungeam pe hăurile alea care duc mai spre oraș, cred mai. Hai mă, dă-mi bine. Păi acum știm unde suntem. Știm că Vulturești încolo. Da. Era bine în low, dar hai, lasă așa. Ce era? Era bine în low.
A, nu, păi da, dacă nu știu e, drumul... Aici e asfalt. Știu drumul. Bă, ce bine te ții și de mânere. Ăsta mi-a intrat 700 de mii de gângăni în casă. Eu simt spatele gen că sare. Da? 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 Bine, cred că sare fundul mai întâi de spate. Da, practic, cred. Bă, dar mi se pare ok că scârție frână asta. Da, doar când apăs pe picior. Când pun fața... Adică alea pe spate. Păi, fața nu mai face. Aha. Dar e normal, frate, că și sta mult. Păi și nu mai vorbim de normal. Ieri n-a stat, azi n-a stat. Nu știu. Pune o frână ca lumea să... șteargă... ce o fi pe... Dar te-ai gândit că poate nu mai avem discuri? Sau poate așa? Nu, mă, nu, sunt. Am auzat eu. Ia pune o frână ca lumea. Băgat-o okay. Alea câtă viteză. O, lupta bolovanul. Am pe 30 lejer, mă. Cum era, cum-ți facă? Ușor băiatul, nu te enerva. Bă, dar parcă nu era asta așa. Cu pereții ăștia așa, cu nisip, nu era. Dar se mănâncă. Ia uite câte oi, ia uite. Ai speriat. Și tu ești cioban? Da, ciobanul. Ce frumos. Cred că mâncă brânză, ce. Ce frumos, uite, ne-am întâlnit niște băieți. Te cu băieți? Erau cuplu. A, era, da, a băut el. A băut el, da. Hai să trăiți. Să trăiți. Stam aici la semafor, au ele verde prioritate, așteptați. Și am debate cu Dan, eu zic astea cu coarne în pung, el zice mai că nu, ha, bă, trăiți, e frică de baci. Ce coarne, mă, mai tis de cu urechea? Zice ăla, bou sau vacă? Ce? Ăla e bou sau vacă? E vacă, n-am văzut. Că e bou, sigur bou de aici ești. Uite, tu. Mare țâțe, să știi. Bă, uite, să uite urât, fratele, mă, ce ai? Așa se uită, e supărat, rău. Azur, te rog, azur. Hai. Uite, era să zicem mascul, dar nu-i vedeam țuțele. Am că dacă era mascul. Hai că dacă nu urci, îți beau laptele. Aha. Am oprit motorul, că... Vezi că astea-s curioase? Hai, dă-i. Și dacă ne întâlnim acum? Bă, Dan, ești sigur? Da, mă, da. Aha. Aolo. Aolo, dar câte sunt? Hai, dă-i cu spatele atunci. Ia uite, bă, online, bă. Sunt multe, ha? Da. Haide, haide, haideți voi. Haideți voi. Și ce vrei să facem acum? Păi nu știu, ce vrei, de unde să știu. Îl lăsăm în haș, oprit și pregătit de plecare. Că nu mai sunt așa multe. Așteptăm ce să facem. Haideți, haideți. Și îmi place sunetul ăsta atent. Da, da, da. Păi aia e vaca lider, că doar lor le pun alea. Mi se face poftă de brânză, efectiv. Aha. Cu roșii. Mamă, ce-a aruncat niște cași. Și cu niște lapte în sticla de aia verde. Dar nu-ți dă bombă pe My Fitness Pal, aia? A? Cine? Cașu. N-are calorii? Cașu îți dă bombă și pe card, obicei. N-ai. Cașu îți dă bombă pe card. Uite, asta că sunt în cornul drept, vezi? Celălalt e în jos. Ia uite, alo? Vezi? Da, mă, da. Or fi căutat-o ăștia de la 7 Days și i-a luat cornul. Viagra. I-a luat cornul. Nara stângă. Am o luăm pe aici? Hai. Stai niște că nu se vede pe cameră. Pe cameră se vede un limbic. Se vede un nimic, un limbic. Stai niște că aici, uite așa. Uite așa. Hai așa. Dar nu se vede. Hai. Hai că mai sunt 17 faci și gata. Ce drăguț. Eu aș lua acasă. Hai, parcur. Hai. Nu, nu, nu. Parcur. Pe acolo, pe acolo. Nu la noi, da? Pregătit de plecare. Ia. Bă, mă întreb dacă vreodată s-am piedicat vreo vacă pe aici, să duc așa ca vacă. Să duc ca vacă. Hai, cuțu. Hai, Junico. Serico? Junico. Ah, eu zic Rico, îmi gândeam unde e, mamă. Ia mă capul de acolo, ei. Ia uita ce zonă am găsit cu Dan aici. E frumoasă, n-am mai fost pe aici, am stat și am făcut debate off camera. Și n-am mai fost pe aici și e foarte, foarte frumos. Am avut și motor oprit acolo și am auzit și niște ATV-uri în partea asta așa. Și merge după frații noștri, ATV-iști. Ia uitați și voi cât de frumos. Ce vorbești, băi, Dane? Ce mișto e aici. Deci chiar e frumos, rău. Foarte. Țap. Căței cu cioc. Ia uite-o. Te-ai mutat aici? Da. Pe cuvânt, cel numai. Puțin. Eu m-am bine, mă, să nu, să fac ceva frumos. Mă, da, frumos se aude wave-ul acolo ăsta. Da, dacă vrea cineva, dacă vrea cineva să ne sponsorizeze cu evacuare, mai da, Doamne ajută. Noi suntem foarte dăciți că evacuarea asta nu e la fel de deschisă ca noi.
Știi cum e, ca băiat vrei să se audă, tată, să spargă din pare, să-ți dea sângele pe urechi când ajungi acasă. 2x4. Pe asta urci cu spatele. Pe cuvânt, vrei să urc cu spatele? Nu, pe cuvânt, în sensul că stau la, cu spatele la ghidon și urc așa. Se simte bine rău de tot. Acum pe unde o luăm? Eu cred că la nu duce nicăieri, noi trebuie pe aici. Pe acolo trebuie să mergem. Pe undeva, dar nu-mi dau seama. Să cam o muscă în nas. A? Da. E proteină, dă-i, trage. Mergi încet că-ți cu telefonul, te rog. Da. Poate vrei să-mi iei vreun sau. El are, nu știu ce are, nu vreau să vă zic numele, că nu e ce trebuie. Toți prietenii mei au luat-o la azna când au văzut ce poze pot să fac. Pe acolo trebuie? Da. Păi nu că trebuie, nu e ca și cum am trecut. Mamă, dar vine să mă bag cu el peste tot, când știu că are așa aia, suspensia. Nimic, băi! Frumos, lin! Foarte! Da. Și diferențe enorm. Foarte mișto. Ha? Îmi plac traseele astea. Da, și mie. Pe stânga, stânga. Ești sigur? Așa, cred. Dreapta, au. A știut, Dan. Glumesc, nu știu unde suntem. Dar știe unde să mergem așa frumos. Uitați-vă și voi ce urmează. Ce mă, cu ancora să iau mână după ghidon? Mâncați-aș gura ta. Că nu mai e bounce. Vezi? Confort Nema. Confort Nema. Mama mea, deci efectiv m-a bătut șaua asta. Ia uite ce urzi zice aici. Aici să faci numărul 2. Să nu prea te pricepi la natură. Opa. De ce a căzut? Am dat cu mâna peste el, de simplu. Așa. Ușor. Am și voi. Gata? Yes. Fix ăla, nu? Da. Hai să vedem cât a vrut pe ea. Ha. Eu zic că merge, n-are ce treabă. A, fără probleme merge, da. E frumos și acolo, asta nu e de loc abruptă. Dă-i, că n-are nimic. S-au și picioare pe aia. Fu fain urcare. Nice. Așa cu dreapta, nu? Stânga. Și aici are și poze mișo. Să o iau vreși un pic aici. Ridică-te, mă dau jos. Mamă, ce mișto se vede în stâng. Chiar mișto. Păi ce vrei să faci? M-am uitat de crengi, că prea am trecut prin multe. Ești băiat? Da, băiat. Filmăm, filmăm, da, nu? Da, filmăm acum. Am și uitat. Mie mi-e frică de ăștia. De ce? De ăștia, să nu cadă. De ce? Să nu cadă în timp real. Ah, căcat. Cu viteză. Bă, ce frumos e, bă. Sunt pe drumul cel bun, zic eu. Trebuie să ținem poteca asta. Hello. Ești? Bravo. Easy peasy. Deci eu simt în minus 200 de kilograme. Da? Da. Capul. Bă, nu se pare cel mai mișto traseu?
văzut până acum? Da, pe de departe cel mai spus mișto. E ceva dubios. Trenea curat să-l ține minte. Păi vedem unde ieșim acum. Ia uite, bă, mai multe cărări. Da, mă, foarte mișto pe aici. Auzi, dar hai să scoatem loc, să mergem așa ușor. Hai să vedem cum se comportă aici. Am luat și cracă și tot merge, nu mai e nici... Da. Nu știu, mă, să simte, respiră altfel. Deci că am pus jante de la Venom Wheels. Bă, ce ți-am zis, mă, mașină, că vreau și nu știu ce urcări mai lungi, mai... Da, mă, da, uite-le. Fix ăsta sunt. Nu sunt foarte abrupte, nu, dar sunt lungi. Ha. Bine, e abruptă dacă stai să te gândești. E abruptă, da. Dar nu se vede pe cameră. Extraordinar. Bă, poți, bă. Deci pe cuvântul nu se poate, e frumos rău, hai să ne dăm seama unde e Vulturești-ul. Vulturești-ul e acolo. Ăsta e, ăla e Vulturești-ul nostru. Nu, mă, nu, ce ai. Da, unde e? Ăla e... Ia pe ce, că sunt curios, dar sigur de că ai compasul. Ăla e malul cu flori. Am zi. Ai zis ceva de o cabană, de terța, perța, nu știu cum. E acolo. Încolo? Da. Hai să vedem, nu? Ia uite, bă, ce frumos e, bă. Repetăm pozele de aici de sus. Oprește-te, vrei și eu faci. E, nu, e... Eu numai aici vreau să ieșim, pe cuvântul că e prea mult. Ia uite, bă, nu s-a mai ridicat deloc, mă dau pe spate, ești nebun. Ia uite. Super mișto. Și acum pun toate frânele pe care nu, le are. Nu, pune doar una. Dă-te jos și uite-te dacă e bine, dacă nu ți-l mai, îl mai mut eu, pe asta poză. Nu mai păi pune mult. Ție primul și gata. Hello, cum se vede, uii. Repetăm pozele, neapărat. Hai. Hai, mă. Încep cu 3, după aia cu 1, după aia cu white. Tu ai și portrete, dar nu mai face portret. Ăsta le-ai luat suvenir? Stai. Știți cum e, să-mi dau și geaca ăla ca jos. Și acum jos. Stai un pic. Și white-ul și gata. Size. Aici? Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ia uitați, fraților, ce am găsit aici. O căsuță pe care am cumpărat-o, dar nu scrie pe ea for sale. Și acolo ce e? De grătar, de ciorbe, de mălingă? Nu știu, hai să vedem. Te iau așa, pac. Păi nu vrei mai întâi să vezi casa, trebuie să vezi WC-ul mai întâi? Păi eu știu dacă o fi casa locuită. Nu cred că e locuită. A? Dar este extraordinar de frumos. O fi a cuiva, mă? Păi eu știu. Ia uite, bă, noi cu LED-ul aprins. Ai baterie. Nu e, mă, locuită. Bă. Dar cine a locuit aici odată și odată? Hai, mă, du-te sus acolo. Face cineva pauză, dăm o gură de apă. Unde vrei să oprim? Nu, ai, nu la budă. Uite aici, groapă. Nu la budă, mă. Da, mă, da, aici sus, acolo, de tabără, acolo aia. Mergem, da. Ha. Stânga. Da, da, da. Ia uitați-vă. Asta nu e put, stată, e tot de foc. Opresc. O facem o mică pauză, vedeți, dar nu mai are răbdare, vrea să bea apă, e sete și mie mi-e sete. Let's go! Gata, capra cu treiezi, vine casa capra cu treiezi, acum e doamna cârmă și dăm spre, nu știm exact unde, luăm drumurile astea pe aici. Mamă, dar ce diferență, băi! Dacă dăm stânga, ne întoarcem unde am venit, e neaba pe aici. Dar de fapt ai zis că Vulturești, că... Vulturești încolo, la 10 km la dreptul. Nu mai găsim noi ceva, crezi că mai nimerim oricum toate drumurile? Nu plus le că mai nimerești. Noi știm până la urmă, păi vezi că 10 km de-a dreptul înseamnă vreo 17 pe curbe. Pe logic, tocmai. Dai pe unde știi, hai, și spune cum ți se pare suspensii. Foarte mișto. Adică nu-mi dă impresia că se mai răstoarnă. Da. Se înclină fix cât ar trebui, adică simți, îți dai seama, bă, atât. Pe aici am venit, mă? Da, cu el. Bă, dar mă oftic rău, bă, că nu se vede pe cameră. Ia stai, mă, să filmez telefonul, mă, poate s-o vedea ceva. Și facem direct story. Dacă vreți să vedeți story-le, dați fuga pe Instagram. Hai, nu mai stați, că e bine răbdător acolo. Dar ai grijă la crăcile alea, că o să le iau. Păi le am acum, ce să fac? Mai bine filmez pe stânga, sau mă rog, tu știi. Am plecat de la casa capra cu trei ieri, cam la cârme. Și uitați aici, urcare, nu știu dacă se vede cât de abrupt este. Vedem ce iese. Am
am dat în dan rău de tot. Ce să mai? E blană rău de tot cu ATV-ul, rău de tot! Mă țin cu o mână și e mai greu. Haideți, ne vedem la următorul story. Țaca pacă, fii atent. Instagram, pac. Păi ai semnal? Nici nu-l verifici, nu nimic? Nu. Capra cu trei iezi, dan la cârme. Priviți, hău, de parte jos. Hău, de parte până jos. Și noi suntem așa frumos. Câte minute mijloc mai are asta? Vezi? Să ai? Două minute, dar... Te-am filmat? Da. Atât? Da. Crezi că ne blocase pe partea aia? Și-am urcat eu pe jos? Și acum dam cu ATV-ul. Și o să mergem în direcția. Ia uite, bă, câte oițe, bă. Crezut că e câine. What? Uite și pe doamna de asta acolo. Care doamna? Doamna de acolo, să rămână. Ba, oișoarelor. Ba, au vopsit ouăle pe ele, mă. Săracele. Sărona ta de ani. Ne mai vedem. Uite, altă urcare și pe acolo. Altul urcare și pe acolo. Peste tot. Și în dreapta și în stânga. Asta vorbeam cu Dan, trebuie să ținem neapărat minte. Cum ai, m-am ajuns aici să mai venim. Pe acolo, pe acolo. Stânga. Stânga. Nu, pe acolo, că sunt oameni. Am văzut grătarele, dracu. Hai da! Hai la grătare. Fantastic. Aia mult. Cureasca! E cureasca! Bă, ce-am vrut să zic, bă, frate? Mă, la coborârea aia. What the actual fuck? Bă, oprește o leacă, bă, frate, noi cum? Bă, nu se poate, mă, frate. Și noi am fost pe acolo, pe sus. What? Pe acolo. Bă. Deci eu nu pot să înțeleg, frate, ce s-a întâmplat. Bă, avem niște vizite, suntem departe. Extraordinar, nu pot să înțeleg. Haide-i până la lac, vedem și cine e pe acolo, ne salutăm cu prietenii noștri, pe patru roți. Incredibil, bă, frate, bă. Bă, și am vrut să zic, bă, aia seamănă foarte mult cu zona la cu Cureasca. Cu playground, cum zic. Ai rămas blocat. Da, vezi, au pus seaba asta. Mergem acolo? Da, 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 dă-i fix lângă lac, fac și niște poze. Ia uite, vedeți, lumea la pește. Hai, lasă, lasă. Așa? Da. Atât, tată. La Dani e caput cu cardul. Și vă mai arăt o dată la cu Cureasca, pentru că lacul ăsta nu moare niciodată, frate. A, uite și tu. Pe cuvânt n-aș da la pește aici. Dar n-am încredere că prin ceva pe aici. De ce să mint? Mă rog, cam asta a fost tot, fraților. Mulțumim mult că v-ați uitat la noi. Ăsta a fost un vlog mai scurt. Cel de ieri este mai lung. Sper, încă nu l-am editat. Și până data viitoare aveți grijă de voi. Ciao!